Ar fi suficient să înțelegem că și negativul este el și atunci nimic nu ne-ar mai deranja. Nu ne mai putem supăra pe nimeni și nu există decât acceptare atunci. Acceptarea vieții așa cum este. Să înțelegem că negativul, răul, ceea ce respingem noi și nu ne convine, este chiar Dumnezeu. Când nu mai vedem nimic ca rău în lume, atunci iubim cu adevărat și numai atunci. În frângerea aceasta și în frânarea este calea spre divin. Noi nu putem să ne eliberăm de dogmă, de dogma egotică, fără puțin, fără să mergem spre puțin. Nu se poate, nu putem. Nu putem înainta, nu putem să urcăm. Până nu o să mergem spre înfrângerea de sine, noi nu o să reușim nimic în viață. Înnebunim. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta, că înnebunim. Deci când avem mai mult decât avem nevoie, noi suntem nebuni deja. Nu mai suntem oameni. Când ai mai mult decât ai nevoie, nu poți să fii divin, pentru că ești atașat. Puținul este singurul lucru care se poate absolutiza, pentru că acolo este Dumnezeu jos de tot. Ce înseamnă jertfă sau sacrificiu de sine. Puținul nu are un opus, este starea de zero, nivelul mării și a oceanului. Noi îi spunem lui Dumnezeu că este rău pentru că ne distruge idealurile și nu ne convine lucrul ăsta. Într-adevăr, Dumnezeu este în principal distrugător, dar ne vindecă sufletul. Ne distruge tot ce punem noi pe primul plan, fără milă, nici nu discută. Nu ne avertizează, ne lovește brusc și dur și nu este de glumă. Idolii vor aduce întotdeauna suferință. Să ne ferim, să punem ceva pe primul plan, să spunem că numai așa este. Polarizarea aduce suferință și înseamnă iadul, înseamnă numai așa este bine, numai așa e adevărat. Și nu există așa ceva. Fiecare dată și inversul este valabil. Noi ajungem să acceptăm negativul pe Dumnezeu sub formă de rău, atunci nu mai vedem niciun rău în lume și niciun vinovat. Atunci ne-am unit cu el, suntem una cu el și nu mai putem fi părtinitori. Nu mai putem să ținem cu nicio tabără, cu nicio echipă și nu ni se mai pare nimica rău, ci totul bine și divin așa cum se întâmplă. Să fim atenți întotdeauna la ceea ce exprimăm și să nu spunem lucruri care au o formă de sentință ultimativă, că numai așa sunt, nu există. Să luăm întotdeauna și opusul și să unim contrariile. Unirea opuselor este prezența lui Dumnezeu. Nu spunem niciodată numai așa este. Dacă noi înțelegem, mulți oameni vor înțelege împreună cu noi, cel puțin din universul nostru. De noi depind toți mărirea și decăderea lor. Oamenii se sacrifică pentru noi ca să ne ducă în iubire orice a fi. Chiar dacă ei nu știu asta, nu contează. Noi știm. Ei se poartă cu răutate și ne înjosesc, ne umilesc. Întotdeauna când noi acuzăm exteriorul, nu este adevărat niciodată. Pentru că oamenii doar se sacrifică pentru noi. Iau rolul unui om rău, se îmbolnăvesc ca să ne trimită pe noi în iubire. Fantastic sacrificiu. Este sacrificiul suprem divin. Tot ceea ce există, tot ceea ce ne încojoară, se sacrifică, se jerfesc pentru noi, ca să ne înalțe pe noi. Nu e nimic rău în lume, nimic. Noi luăm lucrurile personal și nu este adevărat nimic din ceea ce spunem. Când acuzăm persoana, nu este adevărat, pentru că în spatele ei este Dumnezeu. Noi îl acuzăm de fapt pe creatorul lumilor. Dumnezeu ne face ceva și nu oamenii. El prin oameni. Ne-au umilit, ne-au înjosit, ne-au jignit și în modul acesta ne-au făcut cel mai mare bine ca să putem să-L vedem pe Dumnezeu și în rău. Ei s-au sacrificat pentru noi ca să ne ducă în lumină. Sacrificiul suprem, tot ce ne înconjoară este numai El. Noi suntem nemulțumiți numai de El și îl acuzăm numai pe El și luptăm numai cu Dumnezeu. Dacă înțelegem lucrul acesta, nu ne rămâne decât o infinită recunoștință pentru toți. Omul rău din față este Dumnezeu care ia rolul de om rău. Dacă își dăm masca jos, este același al nostru Dumnezeu peste tot, în lumină strălucitoare. Corpul acesta este doar masca lui, cu care se înfățișează în fața noastră. Răul este întotdeauna bine. Nu este un rău absolut, ci este un bine absolut. Răul este un bine absolut. Oamenii fac tot posibilul Dumnezeu prin ei ca să ne șlefuiască și să ne facă să strălucim ca un diamant. Unii ne sacrificăm pentru ceilalți. Totul este bine așa cum se întâmplă. Când nu mai vedem niciun rău niciunde, atunci suntem degajați, suntem senini, suntem liberi de împărțirea în bine și rău. Satan acesta, împărțirea în bine și rău. Absolutizarea în bine este diavolul. Real. În clipa în care
absolutizăm un bine, Dumnezeu va veni sub formă de rău și îl vom urâ. Asta au reușit să facă. Ne-au făcut să-L urâm pe Dumnezeu negativ și să vrem să-L excludem din lumea Lui. Îl dăm afară din lumea Lui, ceea ce nu se poate. Noi luptăm numai cu Dumnezeu și acesta este adevăratul păcat. Absolutizarea binelui este păcatul cel mai mare. Înseamnă idolatrie, înseamnă închinare la diavol. Răul care vine spre noi, Dumnezeu care vine sub formă de rău, de negativ spre noi, ne eliberează, ne distruge idolii, absolutizările de bine și ne salvează sufletul și inima. Să-L aducem pe Dumnezeu în toate propozițiile care le exprimăm, atunci El va fi în viața noastră și numai atunci. Dar dacă suntem polarizați, îl determinăm pe El să vină să ne distrugă polarizările. Și aceasta se numește suferință. El ne încurcă, El ne descurcă. Lasă așa. Lasă viața să fie cum vrea ea. Nu e nevoie să fie cum vrei tu niciodată. Când o lași să curgă, atunci viața intră în armonie de la sine și nu te mai atacă. Atâta se întâmplă. Nu te mai lovește pentru că neavând voința ta, dorința ta să fie cum vrei tu, nu mai are ce să distrugă la tine. Noi întotdeauna când vrem ceva cu putere, cu voia noastră, vrem cu idolii din noi. Idolii din noi se exprimă acolo. Pretențiile, așteptările, credințele că ceva este mai bun decât altceva. Și asta nu se poate. Totul este bine așa cum este, cu plus și cu minus. Asta este Dumnezeu. Nu există ceva mai bun decât ceea ce deja se întâmplă. Acesta este ultimul nivel. Nu ceva mai sus, ci ceva mai jos. Acela este ultimul nivel. Când respingem ceea ce ne vine din față, noi de fapt îl respingem pe El, existența Lui. Îl atacăm pe El și spunem că nu face bine ce face și nu se poate asta. El ne lovește cu idolii din noi. Idolii noștri sunt nemulțumiți. Ei sunt cei care reacționează. Înțelegerea faptului că totul este perfect în orice moment și tot ceea ce ni se întâmplă este de folos pentru suflet și înălțător, indiferent cum este, această înțelegere este foarte relaxantă și foarte plăcută. Să nu vezi rău și vinovați niciunde este cea mai mare fericire care poate fi atinsă pe pământ. Să știi că în toate este vorba numai despre El. Cu El vorbești, pe El îl cerți, cu El te lupți, pe El vrei să-L modifici și să-L schimbi. De El ești nemulțumit. Dar cine este nemulțumit? Idolii din noi sunt nemulțumiți de Dumnezeu că îi distruge. Bine le face. Întotdeauna ego-ul vrea să fie într-un anumit fel, numai într-un bine. Ego-ul dorește numai binele. Dar trebuie să observ că nebinele vine imediat atunci când absolutizezi binele. Vine automat ca să-ți distrugă absolutul. Pentru că El a spus, nu vă faceți idoli. Nimic mai sus decât mine nu există, nimic. Starea de îngăduință și înțelegere infinită este prezența Lui, starea de iubire, de dragoste, de acceptare. Dumnezeu nu este numai binele, este nimic mai sus. Dacă pui binele mai sus, va veni sub formă de rău, ca să ne echilibreze, conform legii lui Le Chatelier din chimie. Înseamnă că singura soluție ca să fim fericiți în viață este să acceptăm tot ce vine spre noi ca venind de la El și ca fiind bun, indiferent cum este. Și starea rea, cu care ego-ul nostru nu este de acord, este tot bine. Este rău pentru ego, este bine pentru suflet. În momentul în care ego-ul are drame personale și traume și se vaită și se plânge și suferă, îl doare și se îmbolnăvește, pentru că numai ego-ul se îmbolnăvește, sufletul nu este afectat de nimic. Când ego-ul se chinuie, sufletul este fericit, este cel mai fericit. Deci omul din fața noastră este Dumnezeu întrupat, dar și noi la fel. Dar este doar o problemă de înțelegere când ne dăm seama că peste tot este numai El și se manifestă prin orice formă și ia orice rol și își pune orice mască pe față, atunci nu ne mai deranjează nimic, totul este bine așa cum este, nu ne mai putem supăra de nimic, de câștig, de pierdere, toate sunt egale pentru noi. Starea aceasta de nepăsare și de indiferență, de admirație, de bucurie profundă este prezența Lui. Și atunci toate emoțiile, toate trăirile, toate stările pe care le avem, indiferent cum sunt ele, sunt ale Lui. Când înțelegem că nimic nu suntem noi, nimic, și nu suntem pe niciunde, și că numai El este, El se manifestă prin noi, El se manifestă din afară, asupra noastră,
asupra lui, înțelegem că noi nu suntem niciunde, atunci dispare eul și rămâne numai el, rămâne numai iubirea. Să observăm că noi nu-l acceptăm sub formă negativă, asta este toată nebunia. Întotdeauna punem etichete negative lui Dumnezeu. Și cine pune? Egoul. Diavolul pune etichete negative lui Dumnezeu. Credința că este rău în lume și că trebuie atins un mare bine este diabolizare. Noi avem impresia că Dumnezeu este numai bucurie, dar și tristețea este El. Fără de legea noastră este El și dușmanul din față și vrășmașul este El și furia noastră este a Lui, nu este a noastră. Totul este El. Să ne spunem mereu, să afirmăm asta, trebuie afirmat că mâhnirea, mânia, supărarea, ura, judecata, învinuirea, condamnarea, reproșul, acuzația sunt El, sunt ale Lui, sunt manifestări ale Lui și nu este nimic rău în nimic. Prin noi El corectează pe ceilalți, prin ei ne corectează pe noi, El pe El însuși. În cauza asta totul este bine așa cum este. Dacă totul este El și furia și supărarea noastră și mâhnirea noastră și tristețea noastră este El și judecata noastră și acuzația noastră și acuzația celuilalt și supărarea Lui pe noi, totul este El, atunci noi nu suntem niciunde și nu putem să fim supărați pe nimic. Nu avem voie să spunem că stările acestea emoționale sunt ale noastre pentru că nu sunt ale noastre. Noi zicem că tristețea este a noastră, dar este tristețea Lui. Furia zicem că este a noastră, dar este furia Lui. Dumnezeu se exprimă prin noi. Dumnezeu se înfurie, Dumnezeu se supără, El pe El însuși. Noi nu suntem nicăieri. El mănâncă, El bea, El pe El însuși. El se bucură, El se întristează, El este rău, El este idolatru, nu putem critica nimic. Nu putem să spunem că ceva este rău, ceva este bun. Totul doar este, este El. Bun, rău, așa cum este. Când nu o să mai spunem nimic despre nimic, că e bine, că e rău, că e greșit, că nu e greșit, și vom accepta toate formele de existență așa cum sunt și cum se întâmplă, ca fiind manifestări ale Lui, roluri pe care El le joacă, măști pe care le ia pe față, atunci nu o să mai avem ce să comentăm despre nimic și o să lăsăm în pace. Despre asta este școala iubirii, să lăsăm în pace pe Dumnezeu să joace toate rolurile Lui, pentru că este corpul Lui, este viața Lui și este lumea Lui. Nu e nimic de obținut, nimic de atins, nimic de rezolvat, nimic de vindecat. Totul doar este. Bine, rău, bine, rău. El trăiește prin noi, se manifestă prin noi. Este un drum lung ca să ne dăm seama că este numai El, că există numai El. Cine se îndoiește, cine este nesigur? El. În toate afirmațiile să spunem că El este. El face, El desface, numai El este. El se întristează, El se bucură, El atacă, El urăște, El se supără. Se dăm voie să se exprime cum vrea El. Atunci vom descoperi că totul este numai El și că nu poate să fie nimic altceva decât El. Nu există altceva în lumea asta care să nu fie El. Să-L acceptăm și negativ. În clipa în care îl vom accepta, este și rău, ca să distrugă idolii de bine, atunci suntem liberi de Matrix, de stăpânii lumii, de preoți, de psihologi, de medici și de avocați și de politicieni, de clubul Bilderberg și de iluminati. Suntem liberi de suferință, de boli. Atunci nici moartea nu ne mai atinge. Suntem indiferenți. Pentru că în clipa în care vedem peste tot, moartea devine viața. Sunt una. Și când ajungem să vedem că moartea este viața, devenim nemuritori. Așa de simplu. El pune reguli, El le încalcă, El își face idoli, El îi distruge. E lumea Lui, e viața Lui, e corpul Lui. Când înțelegem că El își face idol, El pune reguli și El încalcă, nu mai putem să ne îngrijorăm de nimic. Pentru că nimic nu ne atinge atâta timp cât avem un eu acolo, care credem că suferă, se supără, se înfurie, se mânie, judecă, critică și acuză, noi nu vom fi liniștiți niciodată. Eul acela nu suntem noi. Eliberarea de eu este fericirea toată. Atâta timp cât ai un eu la care te raportezi și pentru care faci totul ca să-i fie bine, tu vei suferi întotdeauna. Tu nu ești eul acela egoist.
Tu ai sufletul care este indiferent la toate și nu este afectat de nimic, pentru că nu poate lua nimic personal. Nu poate pune nimic la inimă, nu poate ține nimic la inimă. Este liber, absolut liber. Dacă nu te mai raportezi la un eu care suferă, se simte vinovat, nu mai există vinovăție, nu mai există suferință. Când spui el suferă, el este vinovat, e fără de legea lui, vrăjmașii din față sunt el. Când înțelegi că el este în toate pozițiile, nu mai te poți supăra pe nimic. Și acesta este scopul, să-l vezi peste tot. Și numai așa se întâmplă. Trebuie să existe un eu față de care te raportezi și să ai un ideal ca să existe vinovăție în raport cu acel ideal, ca să poți să suferi. Fără idealuri nu există suferință, nu există nefericire, nu există rău în lume. Nu există vinovați niciunde. Eul se identifică cu aceste idealuri, cu acești idoli, cu regulile fixe. Regulile fixe sunt ego-ul. Noi renunțăm la reguli și la idealuri, renunțăm la ego, renunțăm la diavol. Eliberarea de satana înseamnă renunțarea la idoli, la idealuri, principii, virtuți, reguli radicale. Toate acestea sunt ego-ul nostru, sunt eu-ul nostru, sunt diavolul. Că nu mai face nimic pentru ele, nu le mai respectăm, ne împotrivim lor tot timpul și nu le vrem și le respingem, atunci ne liberăm de satana, ne lepădăm de satana. Și vom suferi atâta timp cât vom avea un eu care luptă și apără idealuri, virtuți, reguli, principii și binele propriu. Când ne opunem acestor bunuri simbolice, acestor idoli, începe procesul de exorcizare și de mântuirea sufletului nostru, de eliberare de satana. Când înțelegem că negativul este Dumnezeu și el vine ca să ne distrugă idolii, ca să ne salveze viața, lucrul ăsta este cel mai bun lucru care se poate întâmpla pe lume, ne bucurăm, vine cazurile, nefericirile peste noi, atunci suntem liberi de suferință. Deci furia, supărarea, mâhnirea, mânia, ura, judecata, critica, acuzația sunt ale lui. Să nu mai spunem niciodată eu la ele. Sunt ale lui. El este și idolatru. Nimic nu este al nostru. Nici o emoție, nici o stare sufletească nu este a noastră. În măsura în care noi fixăm și absolutizăm bine, Dumnezeu vine întotdeauna sub formă de rău ca să distrugă binele. Cine te-a pus să absolutizezi idealuri și reguli? Dar de ce facem lucrul acesta? Pentru că numai în modul acesta noi ne facem un eu și ne putem atașa de materie, putem pune eul pe primul plan, putem să ne închinăm la diavol și să obținem suferință. Suferința este eu pe primul plan. Suferința este cea mai mare fericire pentru ego. Fără să punem nimic mai sus, noi nu avem eu, ne pierdem eu. Când ne împotrivim la bine, la adevărul și dreptatea noastră, la virtuți, idealuri, principii și reguli, când nu le respectăm, când nu le vrem, când le respingem, când nu le urmăm și când unim contrariile, atunci pierdem eu și prin înfrânare de sine. Iar în propozițiile de zi cu zi pe care le exprimăm, dacă nu zicem că numai așa sunt lucrurile și nu rămânem polarizați, poziționați pe o parte și afirmăm că de fiecare dată există și opusul, deci bine, rău, atunci noi pierdem eu. Când pierdem eul, suntem cei mai fericiți pe lume, dar noi dispărem, nu mai existăm niciunde. Rămâne doar sufletul, care este un suflu de dăruire continuă. Așa cum este aerul, cum este soarele, cum este inima noastră, sunt celulele, nimeni, dar nimeni în universul acesta nu se preocupă de sine. Nimeni nu se luptă și nu se apără, toată lumea se jerfește. Tot ceea ce există se sacrifică pe sine pentru noi, ca să înțelegem că nu există decât Dumnezeu în infinite forme de existență. Deci să înțelegem că atâta timp cât avem idoli, Dumnezeu îi va distruge. Dacă suntem înfrânți cu inima, nu mai avem idoli, nu mai avem principii de apărat și nu mai luptăm pentru nimic, pentru că nu mai avem pentru ce să luptăm și ce să apărăm. Atunci principiile acestea care au devenit idoli, când ești înfrânt cu inima, devin naturale, felul tău de a fi, firești. Și nici nu putem să fim îngăduitori și înțelegători atâta timp când nu suntem înfrânți cu inima. Deci când omul are ego,
va fi idolatru, iar când va fi idolatru, va suferi cu necesitate. Nește dogmatic, va lupta și va apăra idolii. Din cauza asta va primi inversul în viața lui. Știi sigur, știi dinainte, te uiți la un om și vezi cum luptă și își apără credințele, când ar trebui să renunți imediat la credințele lui și să dea dreptate și celuilalt, să fie de acord cu toate părerile. Atunci te unești cu Dumnezeu și asta înseamnă iubire de Dumnezeu, să fii de acord cu toate părerile, să nu lupți pentru părerea ta unică. Când ești de acord cu toate ideile, nu mai ai ce să aperi și atunci te-ai unit cu Dumnezeu. Așa de simplu. Deci când ești dogmatic și vei lupta să-ți aperi idealurile și principiile fixe, bătute în cuie, vei primi întotdeauna inversul. Dumnezeu va veni personal în viața ta și le va distruge și te va pune să le încalci. Îți ia mintea și te pune să le încalci. Femeile care sunt idolatre te pune să încalce regulile. Din cauza asta ele sunt foarte vulnerabile. Din cauza asta prădătorii vin la ele ca să le distrugă idolii. O femeie care este idolatră știe sigur că va veni prădător spre ea. Sigur. Femeie care respectă reguli și le absolutizează și are idealuri fixe va atrage cu siguranță prădători care să le distrugă idolii. Să-și râdă de ele, să-și bate joc de ele, să le desconsidere, să le umilească, să le jignească. Dar omul care este înfrânt cu inima nu este dogmatic și nu are ce să apere și nu are ce să încalce, pentru că nu are ego, pentru că nu are eu pentru care să lupte, atunci lucrurile vieții devin naturale. Nu mai are nevoie să lupte și să apere nimic, pentru că Dumnezeu este cu el și asta este cea mai mare protecție. Nu mai ai idoli, Dumnezeu este cu tine și te va apăra în toate situațiile de viață. Însă prezența idolilor înseamnă pericol. Vei fi atacat în toate modurile posibile și nu scapi. Și nu-ți dă voie să te aperi, aici este problema. Femeia care are idoli, Dumnezeu nu-i dă voie să se apere. În cauza asta vin prădătorii spre ea și ea nu va vedea, că nu-i dă voie să vadă. Și se va părea socializarea sau flirtul este ceva normal și firesc. Și nu va vedea și oricând este în pericol să cadă. Omul care nu are idol iubește cu sinceritate. Este fidel pentru că în natura sufletului este fidelitatea. Aceasta este o frumusețe maximă. Sentimentele lui sunt naturale. Nu are reguli. Nu respectă reguli, nu are idealuri. Are doar iubire. Nu are nimic. Nici o regulă, nici un ideal, nici un principiu, nici o virtute absolutizate. Nu are idol. Nu are nimic. Nu are decât iubire. Când nu ai idol, atunci ai iubire. Numai atunci iubești cu adevărat. Atunci Dumnezeu e prezent cu tine. Și prezența lui este cea mai mare protecție posibilă. Regulile pornesc în momentul în care omul luptă pentru binele său și luptă să-și întărească ego-ul. Go-ul este toate regulile sale, toate principiile, virtuții și dealurile pe care le-a absolutizat. Acesta este ego-ul, suma acestor absolutiste. Omul când luptă și apără regulile, întărește de fapt puterea stăpânilor lumii. De aceea ei există. Când omul nu mai respectă regulile și idealurile și principiile, le calcă în picioare, puterea stăpânilor lumii dispare. În loc să învețe pe oameni să iubească și să încalce toate regulile și principiile și virtuțile, asta înseamnă iubire, încălcarea idolilor, opoziție împotrivire la idolatrie. Asta este iubirea. Și să nu împartă în bine și rău, lor li s-au dat idoli pentru care să lupte, au fost învățați să absolutizeze binele, care i-a dus la împărțire în bine și rău, și l-au tăiat pe Dumnezeu în două și i-a divizat și când au pus ceva mai pe sus decât altceva sau mai jos decât altceva, ei și-au întărit ego-ul și au chemat suferința asupra lor. În modul acesta au întărit puterea stăpânilor lumii. Și din cauza aceasta, preotul, avocatul, psihologul, medicul, politicianul au căpătat putere și autoritatea asupra lor. Pentru că oamenii, când au pus ceva mai sus decât altceva, au pus un salvator intermediar mai sus și au pierdut puterea divină. Au ajuns să se preocupe numai de ei și au întărit ego-ul, au întărit materia și s-au văzut separați. Iar pe aproapele lor l-au văzut dușman și adversar și au intrat în luptă cu el. Asta ne-a făcut stăpânii lumii prin scripturi. O programare neurolingvistică cumplită și groaznică. Și așa
ne-au aruncat pe toți în iad. Oamenii care sunt polarizați sunt deja cu un picior în iad. Ar trebui să facem tot efortul din lume până la sfârșitul vieții noastre să ieșim din polarizare, să ieșim din iad. Să privim totul cu îngăduință și cu înțelegere și așa se poate și inversul este valabil. Că este bine, că nu este bine, este bine oricum. În clipa în care am pus ceva mai sus, ne-am pierdut puterea divină și înfrângerea de sine, sacrificiul personal, nu a mai fost important. Toată lumea a început să fugă de jertfa de sine. În măsura în care noi nu ne împuținăm, ne căutăm mai mult binele, noi întărim puterea stăpânilor noștri asupra noastră, care ajung să ne moralizeze. În clipa în care noi am pus ceva mai sus, i-am pus pe stăpânii lumii mai sus, pe noi mai jos. Ne-am pierdut puterea divină. De aici vin toate bolile, de la acest mai sus, deplasare spre mai mult bine. Dumnezeu este în jos și ar trebui să ne deplasăm spre mai puțin bine pentru noi. Și așa ne pierdem natura divină de fiecare dată când împărțim în bine și rău. În fiecare din propozițiile exprimate de noi, noi ne pierdem în polarizare, în iad. Oamenii care sunt radicali, atacă la persoană și se luptă și se apără, sunt diabolizați. Nu mai sunt umani. Nu mai sunt umani. Oamenii care spun nu sunt de acord cu tine, nu este bine ce faci, de fapt se adresează lui Dumnezeu din față, ei nu sunt de acord cu Dumnezeu, nu acceptă o idee opusă. Deci sunt idolatri. Idolatria înseamnă poziționare. Înseamnă închinare la satana. Deci să ne uităm la o singură propoziție. În clipa în care noi spunem că numai așa este, a și început lupta. Cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? În clipa aceea când am luat lucrurile personal, am atacat pe Dumnezeu în persoană. Nu avem dreptate niciodată, pentru că de fiecare dată toate lucrurile sunt de tipul bine-rău în fiecare clipă. Și atâta trebuie noi să exprimăm și opusul. Dacă exprimăm și opusul, atunci ne unim cu divinul. Dacă rămânem polarizați pe o parte și exprimăm numai un bine, atunci intrăm în luptă cu Dumnezeu. Așa de simplu. Pe fiecare din propozițiile pe care le afirmăm. De fiecare dată să afirmăm și inversul și așa ne eliberăm de gândirea unilaterală absolutistă. Întotdeauna trebuie să faci pe invers ca să ieși din tipare. Să faci pe dos. Să porți haine pe dos, să exprimi lucruri pe care nu le-ai exprimat până atunci și nu reprezintă un tipar. Adică, spre exemplu, în loc de lapte bătut, pui lapte stricat sau împuțit. În modul acesta ieși din tipare. Când ești slugă, ești în divin. Imediat. Fără niciun efort. Fără nicio rugăciune. Nu-i nevoie de rugăciuni. Ești slugă și ai intrat în divin. Pentru că pierzi eul, pierzi ego-ul. Nu putem ști niciodată cum vor fi lucrurile. Va fi întotdeauna cum vrea el. Și el întotdeauna vrea să ne distrugă idolii. Deci întotdeauna va fi rău pentru idolii din noi. Atâta timp cât avem idoli, va fi rău pentru idolii din noi, pentru diavolul din noi, va fi rău. Dacă în fața noastră vine ceva cu care noi nu suntem de acord și respingem și zicem că este rău, înseamnă că avem idoli. Ne închinăm la un ideal și nu înțelegem că Dumnezeu dă voie tuturor formelor de existență să existe. Dumnezeu ia și forma aceea a unui om tatuat, a unui bețiv, mincinos sau trădător. Totuși El este acolo, în toată măreția Lui, Creatorul Universului. Este și în mincinos, în trădător și în bețiv, în toate, pătrunde totul, ia orice formă și orice formă cu care noi nu suntem de acord, pe care noi o respingem și acolo este același al nostru Dumnezeu și în diavol la fel. Pentru că noi avem critici, avem idoli și suntem respingători. Suntem dogmatici, spunem că numai așa trebuie să fie și atunci va fi pe dos, va fi invers. Întotdeauna se întâmplă exact cum nu ne convine și nu ne place. Întotdeauna vine spre noi ceea ce respingem. Dumnezeu vine spre noi cu ceea ce distruge idolii noștri. Real. Și nu poți să dai în el, nu poți decât să fii în acord cu el, de acord cu el, cu orice formă pe care el o ia în fața ta. Nu poți să fii decât de acord cu ea. Nu poți să o respingi. O respingi pentru că nu știi că sub masca aceea este chiar Creatorul Lumilor, în toată mărăția Lui, Soarele de Iubire. Nu contează masca pe care Dumnezeu o ia. Ia infinite măști și noi nu înțelegem asta. Întotdeauna ne luptăm cu El și
îl respingem pe el și îl urâm și nu suntem de acord cu niciuna din formele pe care el le ia. Dar ce contează? Dumnezeu se îmbracă oricum vrea el și joacă ce rol vrea el. Ce contează dacă nouă ne convine sau nu ne convine? El își va duce lucrarea lui până la capăt, indiferent ce zicem noi. Noi suntem ca un câine de la acea chihuahua care îl latră nebun și degeaba și fără rost. Risipă degeaba de energie, o rușine pentru omenire. Omul acesta care este critic și acuzator, care luptă pentru adevărul lui, pentru dreptatea și binele propriu, nu știe, nu vrea să știe că în fața lui întotdeauna, dar întotdeauna este numai Dumnezeu. Pe el îl enervează, îl supără, îl contrează și luptă cu el numai și numai Dumnezeu. Nu există oameni în fața noastră. Este numai el care ia roluri și moști. Ne supărăm pe masca pe care o ia el. Ce nebunie și o prostie. Dumnezeu a creat acest om care este împotrivitorul tău, care tu te lupți. Acolo Dumnezeu se luptă cu tine. Dumnezeu ține acel om în funcțiune. Tu te lupți cu Dumnezeu și îl desconsideri și îl crezi că este greșit, că este stricat, că este prost, că este rău, că nu știe nimic, că nu înțelege nimic. Și asta este. Noi putem să acceptăm că Dumnezeu și nu înțelege și este și prost, este și necredincios, este și împotrivitorul nostru. Nu putem înțelege asta. Noi credem că este numai bun și că totul trebuie să fie bine. Nu putem să acceptăm că există și rău. Atâta timp cât vei vrea ca lucrurile să fie bune, vor fi rele. Veșnic vor fi rele. Și vei fi nemulțumit de toate. Nimic nu va fi cum vrei tu. Atâta timp cât vrei ca să fie într-un anumit mod, nu vor fi. Și ți se vor împotrivi toate. Tot universul va fi împotriva ta continuu. Cu nivelul tău de orgoliu. Cât orgoliu este mai mare, atât oamenii te vor ataca în toate modurile posibile, continuu, o viață întreagă. Până te vor înfrânge. Te vor călca în picioare. Iată, Dumnezeu. Și pentru ce? Pentru că nu-L accepți sub formă negativă. Nu accepți că El și nu știe și nu înțelege și este și prost. Nu accepți că vine în toate formele posibile. Nu accepți că te și urește. Nu accepți că te contrează. Dumnezeu te contrează. Că te contrazice, că se ia de tine, că luptă cu tine. Dumnezeu se luptă cu tine. Dumnezeu te atacă la persoană, nu oamenii. Se întoarce înapoi ceea ce ai făcut tu. Îți distruge idolii. Bine-ți face. Și omul diavol este tot el. Să facem exerciții mereu. La tot ceea ce noi respingem să zicem că este el. Ce nu ne convine, ce nu ne place, este el. Ce contrazicem, ceea ce respingem, este întotdeauna el. Omul cu care luptăm noi și îl contrăm, este el. Nu sunt oameni în fața noastră. Dar este așa de greu să acceptăm lucrul ăsta. Măcar să ne gândim că cele trilioanele de celule sunt ținute de el în funcțiune. Fiecare celulă făcând 1.000.000 de operații pe secundă. Și atunci poate înțelegem că noi ne luptăm numai cu Dumnezeu și îl urâm numai pe El. Și vrem să-L schimbăm și să-L vindecăm, să facă și să zică ce zicem noi. Păi asta este idolatria, asta este diabolizarea. Eu mai sus. Eu știu, tu nu știi. Tu, Doamne, nu știi nimic. Să-ți spun eu cum să faci lumea. Nu ai făcut-o cum trebuie. Dumnezeu iubește și pe omul diavol care se mărește pe sine. Îl lasă așa. Nimic altceva nu face. Îl lasă așa cum este. Asta înseamnă iubire. Să-i lași pe oameni așa cum sunt. Să nu vrei să-i schimbi. Să nu vrei să-i educi. Să nu vrei să-i înveți nimic. Să nu-i modifici. Să nu ai nicio așteptare de la ei. Să nu vrei nimic de la ei. Atunci vei primi totul de la viață. Când nu vrei nimic de la viață, ea îți va da totul. Și atât trebuie să faci. Să lași pe Dumnezeu să se manifeste cum vrea El. Atât face Dumnezeu. Ne lasă să fim cum vrem noi. Înseamnă că este bine așa cum se întâmplă. Dacă El ne lasă pe noi, noi de ce nu lăsăm pe El să fie greșit și negativ și rău și diavol? Atâta timp când noi ne facem idealuri și fixăm reguli și principii și virtuți, deci avem idoli și suntem despotici și dictatori și dogmatici, noi nu vom putea să-L cunoaștem niciodată pe Dumnezeu din cauza acestor idol și nu-L vom putea să iubim. Iubim numai atunci când ne împotrivim idolilor noștri. Omul care are fixisme, absolutisme, dogme, nu poate să iubească și te poți aștepta de la orice de la el. Se poate întoarce împotriva ta oricând. Omul care are idoli poate trăda
poate minți oricând, oricând, pentru că nu are iubire. Are idol. Atâta timp cât ai idol, nu ai iubire. Atâta timp cât suntem polarizați pe o parte și spunem că numai așa trebuie să fie, numai binele trebuie să fie, atunci Dumnezeu va veni numai sub formă de rău, până la moarte. Noi nu putem să-L iubim. Noi nu putem să-L vedem pe Dumnezeu în omul din fața noastră pentru că L-am tăiat pe bucăți. Am luat doar o parte din El, care zicem că este bună, iar opusul L-am respins, L-am dat la o parte. L-am considerat că este rău. Funcție de idolii noștri, oamenii ne vor deranja cât mai tare posibil. Cu cât idolii sunt mai puternici și ne ținem mai strânși de ei, atât oamenii ne vor face mai mult rău. Cât mai mult rău. Pentru că nu avem iubire. Ca să ne ducă în iubire. Să ne înfrângă, să ne îngenuncheze, să ne ducă în puțin, să ne ducă jos de tot, în umilință și smerenie, în simplitate și modestie, să ne ducă în divin. De aceea Dumnezeu atacă-le idolii noștri ca să ne salveze sufletul. Și avem nevoie de aceste atacuri. Avem nevoie ca de aer ca lucrurile să nu fie bune, să nu meargă bine, să nu fie cum vrem noi. Avem nevoie. Omul lui Dumnezeu nu vrea să lupte, este retras, dă voie vieții să fie cum vrea ea, să se bată, să se luptă cât vrea ea, nu intervine niciodată, nu dă indicații, nu corectează pe nimeni, doar lasă totul să se lupte. Dumnezeu a vrut ca lumea să fie în modul acesta aranjată, cu scripturi care te nebunesc de cap, spiritualitate care te face nebun, așa a vrut Dumnezeu. Și nimic din ceea ce este nu poate fi contestat sau contrazis. Este lumea Lui, este corpul Lui, este viața Lui. O, ceea ce ni se întâmplă este voia Lui și nu te poți împotrivi. Dacă oamenii te umilesc, este voia Lui. Dacă oamenii te înjură și te critică și te acuză, este voia Lui. Dacă oamenii luptă cu tine și te înjosesc, este voia Lui. Dacă oamenii te scuipă, te bat și te calcă în picioare, este numai și numai voia Lui. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Și nu există altă stare decât să te lași învins, să accepți, să se facă întotdeauna numai și numai voia Lui. Să nu vrei nimic, nu ai nicio așteptare. Să nu lupți și să nu te aperi, să nu intervii, să lași viața în pace. Atunci se manifestă voia Lui și numai atunci. Trebuie să lași să se facă voia Lui. Dacă nu lași, nu se face voia Lui. Dacă intervii, dacă lupți, dacă vrei tu ceva neapărat pentru tine, dacă vrei o fericire în viitor, ți se va opune întotdeauna. Adevărata fericire se întâmplă numai când îl lași pe El să te surprindă. Când nu vrei nimic pentru tine, atunci Dumnezeu va vrea totul pentru tine. Și acesta este miracolul. Aceasta este cea mai mare fericire pe pământ. Când Dumnezeu îți conduce viața și pașii. Când nu vrei nimic, numai atunci se face voia lui Dumnezeu. Și numai atunci. Când nu ai niciun ideal, nu ai niciun scop, nu respecti nicio regulă, când te lași întotdeauna pe tine învins, când ai întotdeauna dreptate celuilalt, când ești de acord cu toate părerile, când lupți, când nu lupți pentru adevărul tău și te lași folosit și condus, atunci se face voia lui Dumnezeu, pentru că euul este jos, este dobărât la pământ și în spațiu gol vine imediat Dumnezeu, pentru că în natura Lui este să ocupe golurile și atunci El va dori pentru tine tot ce este mai bine pentru sine. Și asta se va întâmpla. Noi nu suntem fericiți când vrem să fie cum vrem noi, când luptăm pentru adevărul și dreptatea noastră. Noi suntem fericiți numai când ne lăsăm bătuți, învinși. Nu vrem să câștigăm. Când nu vrem mai mult bine pentru noi, când nu vrem o plăcere mai mare, când nu vrem mai ușor, mai comod, mai stabil, mai sigur. Când nu vrem, atunci îl vrem pe Dumnezeu. Când nu vrem materia și binele propriu, atunci îl vrem pe Dumnezeu. Și numai atunci. Omul umil și înfrânt cu inima, Dumnezeu nu îl poate urgisi. Nu poate să-l sacrifice, nu poate să-l crucifice. Pentru că El este jos de tot. Și în El este prezent Dumnezeu. Dumnezeu pe El însuși nu se poate crucifica. Și Dumnezeu nu ia păcatele nimănui. Și îl lasă pe fiecare să-și întâmpine destinul. Să se înfrângă pe sine, să-și cucerească singur înțelegerea. Nu poate să ia păcatele nimănui.
Dumnezeu în persoană ia rolul unui om și suportă toate programele distructive care vin de la alții și le trăiește el și le suportă și duce pe omul acela în cine știe ce suferințe și conflicte ca să-l înțelepțească. Păcatele nu sunt lucrurile. Ce numim noi păcat? Exact pe Dumnezeu îl numim păcătos. Tot ceea ce vine din față și ne distruge idolii, noi l-am dat o conotație negativă și am zis că sunt păcate, sunt rele. Am spus lui Dumnezeu că este rău. Când noi absolutizăm virtuții de alui principii și reguli și binele propriu, ceea ce se opune acestor idol, l-am zis păcate. L-am zis că este rău. Deci am spus lui Dumnezeu că este rău. Tot ceea ce distruge idolii noștri, am spus că sunt rele, sunt păcate. Și Dumnezeu vine sub forma unui om păcătos și distruge idolii. Sub forma unui om necredincios, trădător, mincinos, abețiv și îți distruge idolii. Noi zicem că e păcătos lui Dumnezeu. Deci exact la ceea ce salvează viața, noi respingem și zicem că este păcat. Când de fapt păcat este chiar absolutizarea idolilor, a virtuților, idealurilor, principiilor și regulilor fixe. Acelea sunt de fapt păcatele, absolutizările. Binele ăsta pus pe primul plan este păcatul. Dar noi nu numim păcat, îl numim bine. Iar lui Dumnezeu care distruge aceste absolute îi zicem rău, necredincios, păcătos, total pe dos. O rușine pentru omenire. Că nu înțelegem și nu vrem să înțelegem. Și probabil că nu trebuie să înțelegem că avem nevoie să suferim mai departe. Ne vom înțelege numai după ce suferim. Numai și numai în urma suferinței. Poate înțelegem. Pentru că pierdem ego-ul. Și atunci vine înțelegerea. Deci Dumnezeu joacă toate rolurile, nimeni nu există ca să ne ia rolurile respective, să ne ia lecțiile pe care Dumnezeu le joacă, nu există așa ceva. Ceea ce trăiesc cu oamenii nu sunt păcate, idolii sunt distruși de Dumnezeu negativ și nu poate să fie numit păcătos. Când absolutizăm nepăcatul, vine păcatul din față, când absolutizăm dreptatea vine nedreptatea din față și distruge absolutele și nu este rău. Nu există păcat. Tot ceea ce numim noi păcat este eliberarea noastră de satana. Este distrugerea diavolului. Diavolul îl numește pe Dumnezeu că este păcătos. Diavolul absolutizează nepăcatul și numește pe Dumnezeu că este păcătos. Absolutizează dreptatea și îl numește pe Dumnezeu nedrept. Probabil că noi zicem că absolutizarea virtuților de-a lor, principiilor și regulilor este raiul, când de fapt absolutizările sunt iadul. Și vine Dumnezeu pe invers, sub formă negativă, să ne distrugă idolii și noi îi spunem diavol lui Dumnezeu. O minte bolnavă și total pe dos și rea. N-au diabolizat de nu ne vedem. Nu există ceva mai rău decât altceva sau ceva mai bun decât altceva. Totul, dar totul este egal. Opusele sunt egale. În momentul în care îl faci pe Dumnezeu păcătos sau necredincios, este o blasfemie. Este un atac la Creatorul Lumilor. Este o negare a lui Dumnezeu. O respingere a Lui. Este atac la Divin. Să spui că voi toți sunteți răi. Nu se poate spune asta. Pentru că în fața noastră este soare de iubire mereu. Și El nu este rău. Soarele de iubire ia doar diferite măști. Omul lui Dumnezeu, care este jos de tot, acela este sfânt, care nu luptă pentru el și nu face mai nimic pentru el. Face totul pentru celălalt și trăiește pentru celălalt. Așa cum trăiește o celulă, aerul, soarele, pământul, inima. Așa este omul sfânt. Foarte, foarte jos. Umil, simplu și modest. Caracteristica lui importantă este că respinge bunăstarea, comoditatea, plăcerile peste nevoie, ușorul, le respinge pe toate. Nu vrea mai mult bine, nu vrea mai multe bucurii ale vieții, nu vrea. Se mulțumește cu puțin, pentru că puținul nu ți-l poate lua nimeni niciodată și nu poate pleca de la tine, pentru că nu ai ce să pierzi. Drumul spre Dumnezeu merge spre simplitate și modestie, spre puțin. Acesta este calea divină. Dumnezeu ne face totul. Tot rău de pe lume vine de la El atâta timp cât noi absolutizăm binele. Fără binele acela idolatrizat, nu există rău. Și nu există
atac din față, nimeni nu ne atacă. Dar în momentul în care noi ne facem idol, să fim siguri că vom fi atacați din față în toate modurile posibile. Să nu vrei să se întâmple ce vrei tu să se întâmple, să nu vrei să se facă ceea ce vrei tu să se facă, este eliberarea de idoli. Este împotrivire la idolatrie. Să faci mereu pe dos decât îți spun idolii tăi. Să te împotrivești lor continuu, de dimineața până seara, de seara până dimineața. Diamante sunt și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, și în Coran, și probabil și în alte religii. Dar trebuie să le găsești, să le cauți ca arheologii. Dumnezeu vrea să facă totul dificil pentru ca noi să ne ostenim puțin ca să-L cucerim și ca să rămânem alături de El. Trebuie să fim convinși că aceasta este calea. Și ca să fim convinși, noi trebuie să ne sacrificăm pe noi. Pentru că numai așa vom ajunge să cunoaștem tainele și să rămânem cu El. Dacă El este peste tot, noi nu avem cu cine să ne luptăm și nu putem fi nemulțumiți de nimic și nu ne putem supăra pe nimic. El ne atacă prin oameni ca să ne distrugă idolii, să ne salveze viața și ne face bine. Noi zicem că Dumnezeu este peste tot, dar atacăm persoana. Nu se poate, nu merge. Facem asta pentru că nu suntem înfrânți. Trebuie să punem înfrângerea de sine pe primul plan, ca apoi să putem să-L vedem peste tot, că altfel nu-L vedem și nici nu putem să unim contrariile, ca să-L vedem peste tot. Dacă facem lucrul ăsta doar mental, teoretic, declarativ, și nu există o înfrângere reală de sine, noi nu avem argumentație cu care să susținem ceea ce afirmăm și nu credem nici noi în ceea ce spunem, pentru că această înțelegere nu a venit din înfrângere, numai acea înțelegere care vine din sacrificiu și jertfă de sine, numai aceea poate să fie convingătoare și pentru noi și pentru ceilalți. Asta ne lipsește. Jertfa binelui propriu, sacrificiu de sine, predarea de sine. Dar dacă noi alegem mereu plăcerea, ușorul, comodul și suntem atașați și nu avem înfrângere de sine, nu avem restrângere și înfrânare, noi nu putem înțelege lucrurile acestea, nu le acceptăm, doar le declarăm teoretic, dar nu putem să le urmăm, să le practicăm. Deci noi nu avem o suficientă înfrângere de sine zi de zi. De aici pornește toată neînțelegerea noastră și faptul că nu putem să avem rezultate în viață. Pentru că de fiecare dată, în fiecare moment al vieții, ar trebui să ne lăsăm pe noi înfrânți, învinși, ne predăm pe noi, să ne lăsăm duși, purtați, conduși de ceilalți, să fim de acord cu toate părerile, să nu luptăm pentru dreptatea și adevărul nostru, să dăm voie vieții să fie cum vrea ea, să nu intervenim niciodată, să le dăm voie oamenilor să se bată între ei cât vor, cât vor, să nu strângem mai mult decât avem nevoie, atunci vom putea să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, foarte simplu. Dar dacă adunăm mai mult bine pentru noi, acea materie pe care am adunat-o nu ne va lăsa să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Nu ne va da voie. Și cu cât adunăm mai mult, cu atât ne va fi mai greu să ne lăsăm în mâna lui. Cu atât mai mult îl vom respinge pe el. Și nu-l vom înțelege și nu-l vom dori, îl vom urâ. Pentru că adunarea materiei este ură pe Dumnezeu. Omul care se închină la interesul său, la binele propriu și la materie, îl urește pe Dumnezeu. Omul care a pus materia pe primul plan, a dat afară pe Dumnezeu din el. Este fără divin, fără Dumnezeu, desfrânat. Dacă nu suntem înfrânți cu inima, nici nu putem să lăsăm viața în pace. Ne îngrijorăm de toate și avem frici și temeri. Și luptăm pentru bunurile acestei lumi, pentru posesii. Punem materia mai presus decât Dumnezeu. Atunci îl pierdem pe el, pentru că nu se poate să slujim la doi Dumnezei. Pe unul vom neglija cu siguranță. De ce îl luăm pe Dumnezeu la țintă și luăm lucrurile personale și ne legăm de el și îl acuzăm pe el și îl atacăm la persoană? Pentru că pentru noi bunăstarea, comoditățile și plăcerile lumii sunt importante. Și mâncarea gustoasă și bună. Noi nu putem să acceptăm și să vedem că omul rău din fața noastră, care ne face o răutate, este divinul în persoană cu mască. Chiar creatorul lumilor a coborât în fața noastră cu o mască și ne face rău idolilor din noi și îi atacă. Nu poți să faci diferențe între oameni. Indiferent cum sunt ei și cum se poartă cu tine, în fiecare din ei este același al nostru Dumnezeu.
care joacă roluri și are măști pe față. Nu poți să spui că unul e mai rău decât altul, că unul este mai bun decât altul. Sunt rolurile lui. Nu poți să spui că Dumnezeu joacă un rol mai bine decât alt rol. Că joacă un rol mai bun printr-un om decât prin altul. Le joacă la fel de bine toate rolurile. De înfrânat sau de desfrânat. Cum să ne referim noi la mască? La îmbrăcăminte. Un actor joacă, spre exemplu, mai multe roluri. Ia mai multe haine pe el. Cum să spunem că este mai rău în haină de nu știu ce, de împărat, decât în haină de cerșetor? Este același actor. Cum să ne referim la haină? Te referi la actorul care joacă rolul respective. Le joacă tot așa de bine. Și pe rolul de împărat și pe cel de cerșetor. Deci totul este bine. Nu facem diferență între roluri și Dumnezeu care le joacă. El joacă foarte bine toate rolurile. Ce avem noi cu rolurile lui, nu înțeleg. Joacă perfect în rol de împărat și joacă perfect în rol de hoț. Unde este rău? Este un actor care joacă totul foarte bine. Indiferent de hainele pe care le ia și de rolurile pe care le ia. Acesta este Dumnezeu. Ne vorbim despre haine și despre roluri. Aiurea. Ce sunt infinite formele de manifestare ale lui. Nu poți să spui că una e mai grozavă decât alta, una e mai bună sau mai rea decât alta. Nu poți spune nimic despre ele. Sunt hainele pe care le ia Dumnezeu. Infinite haine. Nu este o haină mai bună decât alta. Rolul de cerșetor pe care îl joacă el este foarte bun și este la fel de bun ca rolul de împărat. Nicio diferență. Este același actor peste tot. Și joacă la fel de bine. Când se termină spectacolul, oamenii îl ovaționează și ca rol de împărat și ca rol de cerșetor. Nimeni nu face diferență. Este același actor peste tot. Dumnezeu ne ajută atâta timp cât noi ne ajutăm pe noi. Cât timp ne înfrângem pe noi și facem loc să vină, El va veni spre noi cu siguranță. Un singur lucru ne trebuie, acel spațiu gol în care să poată să vină El și să ne ajute. Noi vrem să avem noroc în viață, dar dacă nu suntem înfrânți cu inima, nu vom avea noroc niciodată. Și greșim momentul în care ridicăm ego, avem pretenții, așteptări, critici, acuzații, nemulțumiri, învinuiri, condamnări, reproșuri. Acolo este un eu. Atâta timp cât vom avea ego-ul acela, niciun vis nu ni se va împlini. Niciunul. Și Dumnezeu se va împotrivi nouă întotdeauna, să fim siguri de asta. Nu se poate absolutiza îngăduința maximă. Dacă absolutizăm îngăduința, vom primi lipsă de îngăduință și vom crea războiul. Datorită nouă, nu este nevoie ca oamenii să fie îngăduitori, maxim. Când absolutizăm îngăduința, vor fi neîngăduitori. Un lucru care poate fi absolutizat este nimic mai sus. Când nu vrei ca lucrurile să fie într-un anumit mod, atunci ele vor fi în modul cel mai frumos posibil și mai armonios și mai potrivit. Când vrei să fie numai bine, va fi numai rău. Când vrei ca oamenii să fie înfrânți cu inima, vor fi desfrânați. Și datorită ție se schimbă ei. Când absurdizezi idoli, ți vor încălca și îți vor distruge idolii și vor veni împotriva lor și vor fi cum tu nu ai vrut să fie și nu ai vrea să fie și ți se vor opune. Dacă nu punem pe primul plan idealul și principii, reguli și nu le fixăm, oamenii nu pot să ne greșească. Dar dacă avem idoli, ne vor greși întotdeauna, indiferent cum. Orice idol punem pe primul plan, vor fi dezamăgiți de oameni în orice mod posibil, oricum. Deci noi nu de oameni trebuie să ne păzim, ci de idolii din noi, care aduc atacul din față. Idolii sunt cel mai periculos lucru. Femeia idolatră întotdeauna va atrage prădători. Femeia care pune idealuri și principii, reguli pe primul plan și le fixează și este dogmatică, va atrage întotdeauna prădători, cu siguranță. Dumnezeu nu-i va da voie să se apere. Ea va crede că este ceva normal să socializeze și nu va vedea că bărbații își bat joc de ea și își râd de ea și o umilesc și o înjosesc. Nu va vedea lucrul acesta pentru că are idoli. Chema distrugătorii de idoli cu siguranță. Ei sunt acolo și vor veni. Atâta timp cât va avea idoli, ei vor veni toată viața. În toate modurile posibile și nu va putea să se apere. Singura apărare este renunțarea benevolă la idolatrie. Să te opui singur
la tot ce pui tu pe primul plan, să renunți la idealuri, principii, virtuți și reguli fixe, să te împotrivești lor, să nu le aplici, să nu le urmezi, să nu le vrei, să le respingi. Asta înseamnă mântuire sau exorcizare. Atâta timp cât vom avea idoli, ei vor fi atacați prin oameni de Dumnezeu și vom suferi. Omul care are idoli poate înșela foarte ușor, poate trăda, poate minți, poate să te lovească pe la spate oricând, poate să vină împotriva ta în orice clipă. Este oscilant și nu te poți baza pe el. Omul idolatru este neprevăzut și îți poate face rău fără să clipească, pentru că nu simte nimic, pentru că idolatria înseamnă fără iubire. Omul idolatru nu iubește, nu poate să iubească. Omul idolatru se iubește numai pe sine și nu e preocupat decât de sine. Dacă oamenii nu fac ce zic el, ce zice el, îi urește. Va lupta cu ei, îi va respinge și îi va critica foarte ușor. Este instabil și foarte variabil, inconstant. Din cauza asta va atrage din față nefericiri de toate felurile. Oameni care îl vor jigni, îl vor desconsidera, îl vor critica, îl vor acuza, îl vor umili, ca să-i distrugă idolii. Deci cel mai periculos lucru în lume este să fii idolat, pentru că tot universul este împotriva ta și cu Dumnezeu în persoană. Și nu ai scăpare. Până nu-ți distruge idolii, nu se lasă. Toată viața Dumnezeu va lupta cu tine prin oameni. Femeia idolatră este în pericol continuu o viață întreagă și nu va putea să se apere, pentru că Dumnezeu nu-i dă voie să se apere, dar trebuie să fie înjosită și umilită, să îi se distrugă idolii. Deci lucrul cel mai periculos în lume este idolatria. De aceea Dumnezeu repetă în Vechiul Testament și mai ales în Deuteronom de peste 7 ori: nu vă faceți idol, nu vă faceți idol, nu vă faceți idol, nu vă faceți idol, că vin și vi distrug. Pentru că nu se poate pune nimic mai sus decât mine. Nu se poate. Omul lui Dumnezeu se împotrivește întotdeauna idolilor. Calcă în picioare regulile, respectă principiile, este liber. Acceptă viața așa cum este, cu bine și cu rău. Nu vrea nimic mai bun, mai sus, mai mare. Nu luptă pentru dreptatea și adevărul lui. Este de acord cu toate părerile și dă întotdeauna dreptate celorlalți. Nu luptă pentru mai mult binele său și îl cedează întotdeauna. Se lasă folosit, dă întâietate celorlalți și se lasă înfrânt. Omul care este idolatru se luptă întotdeauna pentru mai mult binele său. Este foarte simplu să dai seama că cineva este idolatru. Când luptă pentru dreptatea și adevărul său, este idolatru. Cum vrea ca lucrurile să fie cum vrea el, nu vor fi cum vrea el și Dumnezeu îi se va opune. Noi nu putem să înțelegem și să acceptăm că în fața noastră este o putere imensă, imensă, care a creat acest univers. Noi luptăm taman cu Dumnezeu. Noi știm că este în tot ceea ce ne înconjoară. Ne luptăm cu El și îl urâm, ne supărăm pe El. Mai mult vrem să-L și schimbăm. Ceea ce le faci tu oamenilor îți vor face și ei ție. Dacă îi critici, te vor critica. Dacă îi înșeli, te vor înșela. Dacă lupți cu ei, vor lupta cu tine. Totul în oglindă. Și nimeni nu scapă de oglindă. Absolut nimeni. Pentru că nu se poate. Pentru că în fața noastră este mereu Dumnezeu, care este oglindă absolută pentru noi. Dar și dacă suntem idolatrii, nu este rău, pentru că Dumnezeu ne va îngenunchea și ne va dobori la pământ. Poate acolo, jos de tot, ne vom trezi și ne va veni mintea la cap. Cine știe. Problema la idolatrie este că din față ne va veni orice ca să ne distrugă idolii. Per exemplu, bărbatul absolutizează materia și îi vin din față prădătoare și noi nu vedem corespondența, legătura. Deci orice pune noi pe primul plan va însemna că va trebui să fie distrus în orice mod posibil și ne este distrus cu ceea ce apreciem noi cel mai mult. Atâta timp cât avem idoli, noi nu avem scăpare. Vom fi loviți din față întotdeauna, de nepregătite și în modul în care ne doare pe noi cel mai tare. Nu contează oamenii ce lovituri vin de la ei. Important este să nu avem idealuri fixate și reguli, principii și virtuți absolutizate, pentru că oamenii vor trebui să ni le distrugă și nu există scăpare, nu scapă nimeni. Și știi dinainte, când cineva are idoli, va trebui să sufere înjosire, umilință, bătaie de joc din partea celorlalți. Să se ferească de idoli. Sunt lucrul cel mai periculos în lume.
omul care nu are idol, Dumnezeu este cu el și aceea este cea mai mare apărare posibilă. Nu idolii te apără, ci lipsa lor este cea mai mare apărare posibilă. Femeia care nu are idol, îl are pe Dumnezeu cu ea și niciun prădător nu poate să o atace, nimeni, niciodată, nu va veni la ea. Omul fără idol nu vrea să deranjeze, nu vrea să provoace, nu are nevoie să intervină, nu vrea nimic de la nimeni. Doar lasă viața în pace și oamenii să facă ce vor. Este doar privire. Pentru noi nu ar trebui să conteze și să ne intereseze dacă a existat Moise, Iisus, Muhammad sau Buddha. Nu ne interesează asta. Ne interesează învățătura care a fost transmisă acolo și pusă în gura lor. Ne interesează doar învățătura. Când înțelegi că Dumnezeu este în toate situațiile cu care ne confruntăm în viața noastră, se închide biblioteca cu religii și spiritualitatea lumii, nu ne mai interesează, pentru că toate care sunt acolo sunt poziționate pe o parte, sunt polarizări. Acum nimeni n-a reușit să spună că Dumnezeu este și plus și minus în același timp. N-a îndrăznit, pentru că dacă afirmi lucrul acesta, te oprești și nu mai ai nevoie să dovedești nimic, să atingi nimic, înțelegi nimic, te oprește toată cunoașterea imediat. Nu mai ai nevoie de mai mult, bine, te mulțumești cu puțin, s-a oprit totul. Nu mai ești polarizat, s-a oprit totul. Totul devine miraculos și simți prezența în orice ți se întâmplă și îți pierzi identitatea de sine. Nu mai vrei să câștigi, nu mai vrei să ai mai mult, nu mai vrei să-ți construiești o casă mai mare, nu mai vrei o mașină mai frumoasă, nu mai vrei mai mulți bani, nu mai vrei să mergi la petreceri, nu mai vrei să te distrezi, nu mai vrei. Nu mai vrei să mergi la restaurante, nu mai vrei să călătorești, nu mai vrei nimic. Viața așa cum este, este totul și este magnifică și este miraculoasă. Când nu vrei mai nimic mai mult, totul devine o bucurie, totul te împlinește, totul este o înălțare, este prezența Lui, totul te bucură. Nu ai nimic mai mult decât ai nevoie și nimeni nu poate să -ți ia nimic. Nimic nu poate pleca de la tine, nimic nu poți să pierzi. Asta este fericire maximă. Când ești în puțin, atunci ești cu Dumnezeu. Când ești în mult, ești cu diavolul. Când înțelegi că El este în toate situațiile de viață, că este și bine și rău în același timp, nu mai este ceva mai sus decât această înțelegere. Toată învățătura lumii se oprește. Dispar stăpânii lumii, dispar avocații, medicii, psihologii și preoții. Toată stăpânirea lumii își pierde puterea pe loc. Am ajuns cu învățătura la pomul cunoașterii binelui și răului, în grădina Eden, și acolo ne-am oprit. Dacă împărțim, noi vom cădea. Acolo suntem acum. Dacă vom mișca, vom pica. Dacă ne polarizăm, o luăm razna și înnebunim din nou. Întotdeauna când îți vine să spui că ceva e rău, adu argumente că este bine și de ce este bine. Adu circunstanțe atenuante, pentru că altceva nu se întâmplă, cât că nu vezi binele din rău. Nu vezi că acolo este bine. Binele trebuie întărit, să aduci argumente că este bine, cât mai multe argumente până când nu o să mai vezi nimic rău. Atunci te eliberezi. Răul respectiv este prezența diavolului. În momentul în care aduci argumente că totul este bine așa cum se întâmplă și că nu există niciun rău în lume, că Dumnezeu nu poate să facă ceva rău, atunci te eliberezi de împărțirea în bine și rău și asta se numește exorcizare sau mântuire. Liberarea de gândirea negativă, critică și acuzatoare, de gândirea unică și unilaterală. Este atât de multă informație polarizată încât a stinge această polarizare, cred că n-ar lua o viață întreagă. Nu este numai în mintea noastră, este și în gena noastră, în felul nostru de a fi și de a gândi. Este la suprafață mereu de acolo noi și noi polarizări și avem mereu tendința să fim unilaterali. Acest efort de despolarizare, de dezinfectare, trebuie să fie făcut continuu toată viața. Și nu se termină niciodată. Ce rămâne în Dumnezeu, desprinși, cu opusele unite, este un efort de o viață. În momentul în care ne oprim din unirea contrarilor, am căzut imediat în polarizare. Ne așteaptă la spate să ne înghită, ca un balaur. Când suntem polarizați, deja ne-a înghițit balaurul și suntem una cu el. Suntem balauri. Deci efortul de unire a opuselor trebuie să fie făcut continuu și
tot timpul să certificăm, să ne certificăm nouă că suntem pe cale și suntem în divin. Acest efort trebuie făcut toată viața de depolarizare, de dezinfectare. Fără depășirea polarizării, noi nu putem să evoluăm. Și polarizarea este cale spre divin. Ne duce în clipa, în momentul în care simțim nevoia să o depășim. Și atunci îl aflăm pe Dumnezeu. Când învingem polarizarea, ne apropiem de divin. Asimptotic, cât mai aproape. Polarizările și împărțirile nu sunt de eliminat total. Ele vor veni continuu, pentru că înseamnă viața. Viața funcționează prin acest balans dintre plus și minus. Noi trebuie mereu să unim contrariile, așa cum Dumnezeu face la fel, de fiecare dată vine să ne echilibreze. Noi suntem pe o parte, El vine pe invers. Așa și noi va trebui o viață întreagă să unim contrariile opusele, să depășim condiția noastră de ființă polarizată, împărțită. Noi avem nevoie de ego ca să putem să construim case, mașini, mâncare să facem. Ego-ul este bun pentru că pune în ordine în lume și ne arată și ne ajută să ne descurcăm în viață și împărțirea bine și rău este bună, dar în relațiile interumane sau în relațiile față de Dumnezeu nu mai este necesară împărțirea. Nu mai e nevoie de ea. Acolo este numai Dumnezeu. Și nu este nevoie să mai emitem niciun comentariu. Nu putem comenta nimic pentru că în față este numai El. Ce să comentezi? Ce să-i spui? Tot ce face El este bine și s-a terminat discuția și răul face perfect. Atât cât avem idol, ne va face numai rău, idolilor din noi. El joacă destinul prin fiecare om, un destin pe care l-a stabilit de mult timp și trebuie să-l ducă până la capăt în iubire orice ar fi. Nu putem să-l oprim, nu putem să spunem că este rău ceea ce face, El le duce în conflicte, în contradicții, ca să-l înțelepțească pentru că are nevoie fiecare cu drumul lui, cu viteza lui. Când ne deranjează un om, și intră în cine știe ce situații dificile, să înțelegem că Dumnezeu intră în acele situații prin care trebuie, este obligat să treacă prin ele, trebuie să greșească, trebuie să cadă. Deci Dumnezeu i-a aranjat totul, El nu are nicio vină, omul nu are nicio vină. Dumnezeu i-a aranjat totul ca să-l ducă în cine știe ce experiențe contradictorii, care să-l ducă spre înțelepciune, spre lumină, spre iubire. Fiecare om este o păpușă în mâna lui Dumnezeu. Fiecare din noi avem nevoie de experiențele prin care trecem. Ele sunt absolut necesare. Ele sunt cale spre mântuire și nu putem să-l oprim niciodată, indiferent ce se întâmplă și cum se întâmplă. Fiecare om cu greșelile lui prin care trebuie neapărat să treacă, cu căderile lui pe care trebuie să le execute, pentru că acolo este Dumnezeu care are nevoie să ducă acel destin în planul pe care El l-a pregătit de mult. Deci nimic nu poate fi contestat sau contrazis. Doar noi nu înțelegem și nu putem să acceptăm că în față este numai El care joacă un destin pe care tot El îl joacă. Și nu putem să schimbăm nimic, pentru că omul acela are nevoie de pierderile, de căderile respective, de greșelile acelea, ca să se poată lumina. Nimic nu poate fi scos și adăugat la ceea ce trăiește un om. În experiența de la vârsta de 2 ani, să analizăm această scenă. Bărbatul sau femeia din fața mea și-au dat masca jos și a apărut Dumnezeu din lumea de dincolo în lumină strălucitoare, care râdea la mine. Noi am putea să spunem că femeia aceea este așa și așa în toate felurile. Că e mincinoasă, că e trădătoare, că nu e cinstită, că e hoață. Păi stai puțin. Femeia aceasta mincinoasă, dacă își dă masca jos, cine este acolo? Despre cine vorbești tu că este mincinos? Și bărbatul la fel, și cățelul, și copacul, peste tot numai El. Păi poți să spui ceva despre Dumnezeu? Despre exemplu, în fața ta vine o femeie pe care tu spui că este rea și necredincioasă. Deodată își dă masca jos și apare Dumnezeu din lumea de dincolo. Atunci tu cui ai spus că este rău? Pe cine ai spus că este rău? În clipa respectivă s-a terminat toată învățătura lumii, care este polarizată. Totul s-a blocat într-o singură experiență. Nu putem spune nimic despre nimeni. Nu putem să avem pretenția ca oamenii să fie cum vrem noi, pentru că nu se poate. Fiecare are experiențele lui pe care trebuie să le tracă, primite de la strămoșii lui, prin care chiar Dumnezeu trebuie să le treacă.
este obligat, se supune, chiar creatorul lumilor se supune acolo și trăiește experiența respectivă. Îi duce omul acela în cine știe ce confruntări, în umilințe, în greșeli, în căderi, să poată să-l înțelepțească. Nu poate altfel să ajungă la acea înțelepciune decât dacă cade, decât dacă greșește. Să lăsăm în pace, atâta trebuie să facem. Să legem că în fața noastră este numai Dumnezeu. Este prima experiență pe care am avut-o când am venit în viață. Toate experiențele au fost inițiatice. Ne gândim de ce a apărut în universul nostru acest om, această femeie. Eu am spus despre ea că este trădătoare și mincinoasă și ea și-a dat masca jos și în locul ei a apărut Dumnezeu din lumea de dincolo, în lumină strălucitoare. Deci despre cine am zis eu că este mincinos și trădător? Despre el. Și el doar juca un rol și doar și-a luat o mască pe față? Și noi pe cine acuzăm? De cine suntem nemulțumiți? Cu cine luptăm? Pe cine vrem să schimbăm? Nu pe el? Nu pe creatorul lumilor? Păi se poate? Că nu se poate nimic. El este creatorul lumilor și nu avem ce să schimbăm la el. Cât să acceptăm, el trebuie să ducă acel destin al acelui om în experiențele respective, oricum ar fi ele, greșeală, cădere, pierdere, suferință, trădare, minciună, oricum ar fi ele, pentru că numai în modul acesta poate să se înțelepțească, să ajungă la iubire și la lumină. Noi nu știm pe cine avem în față, nu știm cine suntem noi. Nu putem să înțelegem că lumea aceasta este a lui și că noi, de fapt, egoul ăsta nu există niciunde. Până și egoul nostru este tot el. Mereu să repetăm, și acolo ești tu, Doamne, dar și acolo, dar și acolo. Necazurile vor veni în continuu din față până ne va dobori la pământ. Cine va face harcea parcea. Oamenii ne vor deranja continuu cu nivelul nostru de orgoliu și de absolutisme. Dacă nu avem orgoliu, nu ne poate deranja nimeni. Dacă nu avem idoli, nu ne poate ataca nimeni. Pe femeia care nu are idealuri, principii fixe, nimeni, dar nimeni niciodată nu o poate ataca și nu poate să vină niciun prădător la ea. Dar atâta timp cât are fixisme, întotdeauna se va întâmpla asta în toate formele posibile, fără să-și dea seama. Și nu îi se va părea ceva rău. Va considera că este ceva normal și firesc, pentru că toată lumea face așa. Și nu este adevărat. Prădătorii vor continua să vină atâta timp cât are idol și o vor umili și o vor înjosi în toate modurile posibile până va înțelege, până va vedea. Prădătoarele și prădătorii vin pentru că noi avem absolutisme, care înseamnă orgoliu, mândrie. Dacă nu avem idol, nu ne atacă nimeni niciodată și nu vine nicio prădătoare sau niciun prădător la noi. Dumnezeu creează toate situațiile acestea ca să ne curețe sufletul, toate situațiile. Dumnezeu ne va duce în acele situații care ne vor distruge idealurile și regulile fixe. Și nu avem ce face, nu ne putem opune. Singura noastră posibilitate este să ne distrugem singuri idolii, să-i încălcăm, să-i respingem, să nu-i urmăm, să nu-i vrem. Singura soluție este să fii înfrânt cu inima, pentru că atunci nu mai poți să fii dus în situații dificile, pentru că Dumnezeu nu are ce să scadă la tine. Și dacă vrei să fie bine în viață, întotdeauna opune-te mai mult binelui tău, în toate situații de viață, de dimineață până seara, jerfește-ți binele, renunță la tine mereu, mereu. Și avem toată siguranța că nimic rău nu-i se mai poate întâmpla. Înfrânt cu inima să fim jos de tot, să nu ne vrem binele niciodată, să ne sacrificăm binele întotdeauna și atunci Dumnezeu va fi prezent cu noi și cu siguranță nu o să ne mai deranjeze nimeni și viața noastră va fi frumoasă. Într-o relație, dacă amândoi merg în jos, atunci viața lor va fi frumoasă, pentru că nu vor avea idoli. Dar când merg în sus, fiecare, idolii lor se vor confrunta și se vor lupta continuu. Fără idol, viața noastră va fi frumoasă și nu ne atacă nimeni, pentru că nu are ce să scadă la noi. Deci asta este soluția, acesta este secretul, să nu ne facem idol, să nu fixăm nimic, să nu punem ceva mai sus, să nu-l căutăm, să nu-l vrem, să-l refuzăm, să ne ducem întotdeauna în jos, în puțin, în smerenie și modestie. Aceasta este soluția. Când noi mergem în jos, Dumnezeu este sus deasupra noastră. Deci noi ne închinăm la Dumnezeu numai când mergem în jos.
Mergem în sus, ne închinăm la diavol. Mergem jos, îl vei vedea pe el peste tot. Când mergi în sus, nu îl vei vedea niciunde. Și el nu este cu tine. Pentru că trebuie să faci acel spațiu gol, să fii înfrânt cu inima și în spațiu gol poate să vină el și să îți facă viața frumoasă. El abia așteaptă să-ți facă viața frumoasă, dar nu are loc unde să vină. Atât trebuie să facem, să facem acel loc gol și el va veni cu siguranță și ne va face viața frumoasă cu siguranță și nimic rău nu ni se poate întâmpla. Inima înfrântă, Dumnezeu nu o chinuiește. Să înțelegem lucrul ăsta. Nu te răstignește nimeni, nu te crucifică nimeni, nimeni nu-ți poate face rău. Frânt să fii cu inima, să mergi pe puțin întotdeauna, să alegi puținul în toate momentele vieții, de dimineața până seara și de seara până dimineața. Jos acolo de tot, jos acolo de tot, noi nu avem nicio critică, nu ni se mai pare nimic a greșit, oamenii nu ne pot greși, nu ne pot greși, nu ne pot înșela, pentru că cu noi este Dumnezeu și nu poate să-i folosească împotriva noastră. Ăsta este secretul. Nu ne poate trăda nimeni, nu ne poate minți, nu ne poate înșela. Problema nu este la ceilalți. Problema este ca noi să fim înfrânți cu inima și celălalt nu ne poate trăda, nu ne poate minți. Nimeni nu ne poate face rău. Pentru că Dumnezeu nu poate să-i folosească împotriva noastră că nu are ce să scadă la noi. Singura soluție ca să fim fericiți în viață este să fim înfrânți cu inima, să nu ne căutăm bine niciodată și să nu luptăm pentru mai mult binele nostru. Să-l respingem, să nu-l vrem. Să nu-l vrem. Și când ești jos de tot, nu o să mai vezi niciun rău și niciun vinovat în lume și vei lăsa pe oameni în pace. Și nici ei nu te pot ataca, pentru că dacă nu mai ai idoli, nu te mai pot ataca. Fără idol, rămâne doar iubirea. Rămâne doar Dumnezeu. Exteriorul nu-ți mai poate face rău. Asta este cea mai mare putere pe care o ai. Stăpânii la lume au făcut în așa fel încât au ridiculizat înfrângerea de sine și au zis că dacă te înfrângi pe tine, Dumnezeu te va urgisi, te va răstigni și te va crucifica și îți va face rău, ceea ce este imposibil. Și au introdus acolo o contradicție logică care a creat cel mai mare rău posibil din lume. A creat civilizația aceasta modernă, idolatră, în care noi l-am dat afară pe Dumnezeu și nu mai trăim și nu mai simțim. Altfel ar fi arătat lumea dacă noi nu ne-am fi făcut idoli. Poate am fi fost doar eterici, doar globulețe, așa cum sunt globulețele de la prag. Altfel ar fi arătat lumea. Am fi trăit o altă viață și o altă realitate. Nu poți să ceri nimic oamenilor, nu poți să ai niciun fel de pretenție, pentru că ei nu au control absolut pe ei. Ei lucrează întotdeauna la poruncă de sus. Să înțelegem că ei nu fac niciodată ce vor ei, ci numai ceea ce vrea Dumnezeu prin ei. Așa cum spune în Biblie, credeți că voi luați poamele din copac? Nu le luați voi, eu le iau. Deci el face totul și fără de legea din tine este tot a lui. Deci nu poți să acuzi omul niciodată, pentru că l-acuzi pe Dumnezeu. Nu există oameni în fața noastră, este numai el cu mască. Dacă își dă masca jos, îl vei vedea pe creatorul lumilor, într-o lumină strălucitoare, așa cum l-am văzut eu la vârsta de 2 ani. Numai femeile care au un orgoliu mare și idoli puternici atrag bărbați prădători care să le distrugă idolii. Dacă femeia nu are idoli, nu vine niciun prădător la ea, nimeni. La fel și la bărbați. Deci idolii sunt de scos. Altfel ne distruge idolii prin oameni și nu putem să ne opunem. Femeia idolatră este curtată de mulți bărbați care îi cresc mândria și ea capătă o formă de răutate care întărește idolii mai puternic. Atunci trebuie să vină alți bărbați care să o umilească în toate formele posibile. În clipa în care femeia oprește o discuție cu un bărbat străin de la început, când ea este într-o relație, atunci ea își distruge idolii. Și este foarte important acest lucru. În clipa în care ea respinge discuția cu alți bărbați, indiferent cine sunt ei, ea își distruge idolii și crește iubirea față de prietenul sau iubitul ei. Întotdeauna bărbații au ca scop apropierea fizică și folosesc cunoașterea, spiritualitatea sau religia ca o metodă de agățare. Dar și femeile fac același lucru. Dacă unui bărbat nu-i place de o femeie, el nu se ia de ea. Nu vorbește cu ea dacă nu-i place de ea. Bărbatul divin nu vrea să provoace femeile și nu vrea să se provoace pe sine. Bărbatul curat la suflet
nu-l interesează să cucerească femeile. Un bărbat nu vine la o femeie să discute cu ea decât dacă vrea ceva de la ea. Altfel nu vine să povestească cu ea. Gândirea negativă îți creează o stare negativă și nu este de la Dumnezeu. Dacă un gând te duce la îndoială și te dezechilibrează sau te supără, nu este adevărat. Dacă un gând nu-ți dă pace, este o minciună. Că te întristează, nu poate fi real. Omul din fața noastră, indiferent cum este, este mișcat de divin. Tot Dumnezeu este acolo. Să înțelegem că este voia lui, ce face el, Dumnezeu, vrea să facă și arată ceva spre noi. Ceva nu este în regulă la noi. Este voia Dumnezeu că acea persoană se manifestă într-un anumit fel, că vorbește într-un anumit mod, că se comportă cumva. Deci acolo este numai voia lui. Dumnezeu a permis acel comportament. Este Dumnezeu care joacă acel rol. Dumnezeu în persoană. El are un rol măreț pentru noi și pentru sufletul nostru. Deci răul care ne-l face Dumnezeu este spre înălțarea sufletului și distrugerea idolilor noștri. Dacă el a luat acel rol, ce putem noi să-i facem? Dacă el are să ne transmită ceva, nu putem să-l oprim. Dumnezeu acolo, Dumnezeu acolo, Dumnezeu acolo, este în tot și în toate. Deci, cu adevărat, nimic din lumea aceasta și din universul acesta nu se face decât de El. El face totul. Nu oamenii ne jignesc și ne umilesc, ci Dumnezeu ne atacă prin oameni. Este El acolo și nu poate fi contrazis. Și nu ne putem opune. Dacă El spune ceva despre noi, înseamnă că știe El de ce ne spune. Înseamnă că acolo în noi este o tendință pe care El o vede și vrea să o corecteze. Este adevărat ce vede El. Dacă tu nu-L accesi pe Dumnezeu care se manifestă în fața noastră, oricum vrea El, și îl respingem, atunci noi ne ridicăm mai sus decât El și picăm. Când îl respingi pe omul care nu-L vede pe Dumnezeu peste tot, ai căzut cu Dumnezeu care crezi că este peste tot. Și înțelegi că este peste tot. Dacă îl respingi pe omul care nu-L vede așa, tu de fapt ai căzut cu înțelegerea faptului că Dumnezeu este în toate situațiile de viață. Și ce înseamnă că Dumnezeu este peste tot? Înseamnă să lași pe Dumnezeu din față, pe oameni, să creadă ce vor ei, să spună ce vor ei, să vorbească cum vor ei. Asta înseamnă să-L vezi peste tot, să-L lași pe El în pace să se manifeste cum vrea El. Asta înseamnă să-L vezi peste tot. Nu înseamnă doar să declar că-L vezi peste tot. Înseamnă să-L lași să se exprime cum crede El de cuvință. Să fii de acord cu toate părerile, pentru că și ele există, pentru că și ele au fost manifestate de același al nostru Dumnezeu. Dumnezeu, din față, se exprimă sub foarte multe păreri și are foarte multe păreri și diferite. Pentru că El joacă diferite roluri și e normal să fie așa. În momentul în care ești de acord cu toate părerile, de-abia atunci îl vezi peste tot, de-abia atunci. Dacă vezi că Dumnezeu din față, prin omul respectiv, dinaintea ta, nu poate să-L vadă peste tot, trebuie să-L lași în pace. Acolo, în ea, se manifestă divinul care nu vrea să-L vadă peste tot. Pentru că nu trebuie să-L vadă peste tot, pentru că are lecții de trecut până când să-L vadă peste tot, să-L lăsăm pe El în pace. Asta înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, să-L lași în pace, să se poarte cum vrea El, să joace ce rol vrea El, să înțeleagă lucrurile cum vrea El, pentru că nu se pot sări etape. Îl lași în pace, de-abia atunci îl vezi peste tot. Dacă nu lași în pace și atași persoana, și îl atași pe Dumnezeu din fața ta, înseamnă că nu-L vezi peste tot. Îl vezi pe tot, peste tot numai în momentul în care nu te iei de El. Și nu vrei să-L schimbi. Și nu vrei să-L corectezi sau să-L vindeci. Și îl lași așa greșit cum este. Atunci dovedești că îl vezi peste tot și numai atunci. Noi nu putem să acceptăm că Dumnezeu și nu înțelege. Și nu acceptă și respinge și se împotrivește. Nu putem accepta aceste comportamente ale Lui. Că se înfurie, că se mânie, că judecă, că critică și noi le acuzăm pe El. De ce critici? Este El care joacă și rolul acesta. Noi nu putem să-L acceptăm negativ. Aici este lucrarea noastră. În momentul în care îl vom accepta și negativ, atunci vom fi liberi de împărțirea în bine și rău. Nu este nevoie să convingem pe nimeni.
Nu e nevoie să ne luptăm să înțeleagă nimeni nimic, în fața noastră este numai Dumnezeu. Noi când vorbim, vorbim numai pentru noi. Nu ai pe cine să schimbi sau pe cine să educi sau pe cine să faci să înțeleagă. Este creatorul lumilor în fața ta cu o mască care trebuie să joace un rol anume de neînțelegător, de nerecunoscător, de necredincios și nu este nevoie să-l faci credincios. Nu este nevoie să-l înveți nimic. Pentru că nu se poate, pentru că joacă acel rol și să lăsăm în pace să-ți joace acel rol până la capăt. Nu este nimic rău în asta. Și care, chiar dacă are idol, are nevoie de idolii aceia că numai ei îl pot duce în suferințe, în necazuri, în pierderi, în dureri și numai acei idoli îl pot înțelepți. Omul are nevoie să greșească, să fie idolatru, să absolutizeze virtuți, reguli și principii și nu este rău asta. Pentru că numai așa, dacă este idolatru, el poate să nu iubească, el poate să sufere și are nevoie de suferință, are nevoie de pierdere, are nevoie de înjosire, de umilință, oamenii să râdă de el, să-și bate joc de el, să-l critique, să-l acuze, să-l judece, să-l umilească. Să-i lăsăm pe oameni să fie și idolatri, să absolutizeze virtuții, idealuri, principii și reguli, pentru că ei trebuie să sufere, să înțelegem și să-i lăsăm să sufere. Ferința este cea mai mare fericire pentru ego. Înseamnă că ei au nevoie să intre în conflicte, în contradicții, să greșească și să cadă. Pentru că numai așa poți să se înțelepțească. Și atât trebuie să facem noi, să-i lăsăm în pace. Pentru că în măsura în care îi lăsăm în pace și ei nu o să ne mai atace. Și asta înseamnă iubire. Să iubești pe Dumnezeu așa greșit cum apare în fața ta, idolatru, necredincios, absolutist, indiferent cum este el. Îl accepți așa cum este. Este Dumnezeu cu mască și nu poate fi schimbat. El trebuie să ducă omul acela prin destinul lui. Și nu poate fi modificat nimic în viața lui. Atât trebuie să facem, să lăsăm în pace. Fiecare om să fie cum vrea el, cum trebuie să fie el, cum i-a pregătit Dumnezeu să fie, să poată să ajungă la anumită înțelegere. Nu este nevoie să-l schimbi pe Dumnezeu din față cu nimic niciodată, cu nimic. Dacă el vrea să greșească, să lăsăm să greșească. Noi prezentăm aici cele două situații și două poziții. Ce înseamnă să fii idolatru și ce înseamnă să-ți distrugi idolii. Ce înseamnă iubirea, ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă diavolul. De asta doar ca să vedem și să-L acceptăm pe Dumnezeu indiferent cum vine El spre noi. Indiferent cum este idolatru, neidolatru, credincios, necredincios, păcătos, nepăcătos, drept, nedrept, bun, rău. Este Dumnezeu cu mască. Să lăsăm în pace să joace rolurile, atât putem să facem. Altfel ne va ataca prin oameni de nu ne vedem. Și când îi lăsăm pe Dumnezeu din față să fie cum crede El de cuvință, atunci El nu ne mai poate deranja cu nimic, nu ne mai poate trăda, minți sau înșela, pentru că iubirea nu dă voie să greșească, cel puțin în fața noastră sau față de noi. Deci dacă vrem să fim fericiți în viață, e nevoie să lăsăm pe Dumnezeu din față în pace, să-și ducă destinul pe care l-a pregătit, unde vrea El. E nevoie să înveți pe nimeni nimic, să corectezi nimic, e nevoie să facă oamenii ce vrei tu. Este divin în fața noastră și nu poate fi deturnat de la destinul pe care l-a pregătit pentru omul acela. Imposibil. Dar noi să înțelegem și să ne liniștim că nu putem să-L determinăm pe Dumnezeu să facă ce vrem noi. Un singur lucru putem să facem, să lăsăm în pace și când lăsăm în pace, atunci El nu mai poate să ne dezamăgească. Dacă ne luăm de El și vrem să-L corectăm și să-L schimbăm, atunci se va împotrivi nouă tot timpul și ne va ataca.